Aflată în luptă pentru revenirea în Liga Națională, echipa de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava are vineri de la ora 11 un nou meci, ale cărui puncte puse în joc sunt foarte importante pe terenul echipei secunde a Clubului CSM București. După rezultatele de până acum și după locul în clasament, universitarii pleacă favoriți în această confruntare, dar cu siguranță nu vor avea o misiune foarte ușoară la București. Echipa a doua a puternicului club bucureștean, finanțat de Primăria Capitale, este formată de mulți jucători foarte tineri de perspectivă ce evoluează și în Campionatul Național de Handbal pentru Juniori 1. Din păcate, trei dintre jucătorii universității sunt în continuare indisponibili din cauza accidentărilor și nu vor face această deplasare, Rareș Bursuc, Preda și Ion Tkaciuk, în timp ce capitanul studenților Gabriel Burlacu acuză dureri în zona lombară, dar va fi în lotul ce merge la București. Trebuie să menținem aceeași linie ca în meciul din ultima etapă cu Buzăul, și anume să avem un tonus bun și să tratăm meciul de la București cu maximă seriozitate, întâlnim o echipă tânără cu jucători ce vor să demonstreze că merită la un moment dat să facă pasul către echipa mare din Liga Națională. Din păcate avem în continuare jucători accidentați și pot să mai apară probleme, mai ales la antrenamente, unde în continuare nu avem căldură și apă caldă, dar sper să se rezolve cât mai repede acest inconvenient. La București este esențial ca noi să ne facem jocul obișnuit și să ne întoarcem cu cele 3 puncte, a precizat antrenorul Răzvan Bernicu. În acest moment, CSU Suceava ocupă poziția a 4-a în clasament, la 2 puncte de următoarea clasată, dar cu un meci mai puțin, acesta fiind cel cu Teleorman Alexandria, echipă ce s-a retras din campionat, și astfel toate rezultatele înregistrate până acum vor fi anulate. În aceste condiții, sucevenii trec pe locul 3, deoarece Handball Club Buzău 2002 a jucat deja la Teleorman și a câștigat cu 29-27, rezultat ce va fi anulat. Mai mult, până la finalul turului, CSU are șansa să egaleze la puncte a doua clasată Știința Municipal Bacău, echipă ce va sta în penultima etapă, când avea programat meciul cu Alexandria. Iată meciurile etapei cu numărul 10, CSM București 2, CSU Suceava, vineri de la ora 11, iar duminică, Atletico Alexandria Știința Municipal Bacău, CSU Târgoviște Handball Club Dobrogea Sud, Handball Club Teleorman Alexandria, Clubul Sportiv de la Alpinism la Turism Vico Bucovina, Handball Club Buzău 2012, LPS Piatra Neamț, Farul Constanța, GSI de Moreni, Poliunist Iliaș, CSM Cimentul Bicaz. În clasament, locul 1, Handball Club Dobrogea Sud, 27 de puncte, 2 Știința Municipal Bacău, 22 de puncte, 3 Handball Club Buzău 2012, 21 de puncte, 4 CSU Suceava, 19 puncte, un meci mai puțin disputat.